viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grei întru mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, mă ridica sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat și către tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, nici și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari au căutat sufletul meu. Și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urește să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăși și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pecetluit fiind mormântul, viața din mormânt ai răsărit, Hristoase Dumnezeule, și ușile fiind încuiate, înaintea ucenicilor ai stat, învierea tuturor, Duh drept prin trâns și înnoindu-ne nouă după mare mila Ta. Nu ne părăsi pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt, și nu strica legământul Tău și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toma, cu dreapta lui cea iubitoare de încredințare, a cercat coasta Ta cea de viață dătătoare, Hristoase Dumnezeule. Că dacă ai intrat ușile fiind încuiate, dinpreună cu ceilalți apostoli a strigat către tine, Domnul meu ești și Dumnezeul meu. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește.
Doamne, miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire într-o făgăduință bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește-le, cugetele îndreptează-le, gândurile curățește-le și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Domnului binecuvintează, Părinte! Dumnezeule, miloștivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește! Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tălharului celui binecunoscător intrarea în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrâncii robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în văile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine, și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Moartea pe moarte călcând și ce
Cine împăratul nostru? Binecuvintează-se tăl meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce ca să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adepas vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adep munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului întărește, săturați-vă copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul păstârcului închiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc, ca să apuce să ceară Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor aduna, se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Dumnezeului meu în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează-se tăl meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului.
Episcopul Bucureștin, Arhimitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! În locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Da, să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român. Și cu bună sporire să fie adusă la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu! Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că ție-i se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântul necredincioșii.
ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții pomenindu-o. Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Toată este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigă-te-n Tine am nădejduit să nu-i sufletul meu. Că se
Domnul l-am strigat, cu glasul meu, către Domnul m-am rugat. Să voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune. Când stea din mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. Aceasta în care am umblat, Iisus a pusă mie. Luată-mi seama de dreapta și am primit, și nu era cine să mă curoasă. Ierita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Ridica alta către tine, Doamne, zisa, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor mii. Aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte. Întărește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să se mărturisească. Celui mai înainte de veci din Tată născut, lui Dumnezeu cuvântului, celui întrupat din Fecioara Maria, venit să ne închinăm. Căci crucea răbdând în grobă, veniți de vedeți un
Mântuitorule de viață Hristoase, miluiește-ne pre noi. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Cu crucea ta ai stricat blestemul cer de pele, îngroparea ta ai omorât stăpânirea morții. Și cu scularea ta ai luminat neamul omenesc. Pentru aceasta strigă sufletul meu spre cuvântul tău, nădăjduita sufletul meu spre Domnul. Deschisul sau ție, Doamne, cu frică porțile morții și portarii iadului, văzându-te sau spăimântat, că porțile cele de aramă le-ai sfărâmat și încuietorile cele de fier le-ai zdrobit și ne-ai scos pe noi din întuneric și din umbra morții și ai rupt legăturile morții. Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel. Cântare de biruință cântând, din guri glasă înălță, veniți toți în casa Domnului să ce pe lemn te-ai răstignit și din morți ai înviat și ești în sânurile Tatălui, curățește păcatele noastre. Este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Mironosițele femei la mânecare adâncă mirese mormântul Domnului au ajuns, dar găsi lucruri la care nu se așteptau,
cețile mormântului, unde este straja lui Pilat și întăria cea strașnică. Dar s-a făcut vestitor femeilor, celor ce nu se pricepeau, un înger strălucitor și a zis către dânsele, ce căutați cu plângere pe cel ce este viu și a înviat neamul omenesc, sculatu-s-a din morți Hristos Dumnezeul nostru, ca una tot puternic, dăruind nouă tuturor nestricăciune și viață, luminare și mare milă. Toate neamurile lăudați-l pe el, toate popoarele. Pentru ce miluri cu lacrimi amestecați, o ucenițelor, i-a tras la răsturnă mormântul s-a golit. Vedeți stricăciunea zdrobită de viață, de cețile mărturisind dezlușit aceasta pe străjerii celor neascultători greu dormi. Firea cea muritoare s-a mântuit prin trupul lui Hristos Dumnezeu. Iadul se tânguiește. Deci alergând cu bucurie, spuneți apostolilor că Hristos cel ce a omorât moartea, cele întâi născut din morți, va merge mai înainte de voi în Galileia. S-a întărit mila lui peste noi și adevărul Domnului rămâne. Mironosițele de dimineață venind la mormântul tău cu grăbire ajungând, te căutau pe tine, Hristoase, ca să ungă cu miresme prea curat trupul tău. Și din cuvintele îngerului
noastre, moartea prădând. Și lumii dărui în viață veșnică și mare milă.
rugăciune să luăm aminte. Domnul a împărățit după doamă să îmbrăca. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Domnul a împărățit după doamă să îmbrăca. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Domnul a împărățit după doamă să îmbrăca. Casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, pentru lungime de zile. Domnul a împărățit după doamă să îmbrăca. Domnul a împărățit după și din tot cugetul nostru să zice: Doamne, miluiește! Doamne, atât stăpritorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru frații noștri, eromonași, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți și întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru fericiții și de-a pururii pomeniți, ictitorii acestui sfânt locaș, și pentru toți și mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostănesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În rugăciunea noastră, cea de seară, Domnului. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfârșite sunt în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Ce credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Și iubește de la noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate.
pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhi Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie de la Egina, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Timivireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodos, Stratilat, Mina și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici, Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori, Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basaram, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, Daniil Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfinților cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfântului ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei, ale sfântului apostol Natanael și ale sfintelor mironosițe, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși, care ne rugăm ție, și ne miluiește pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armata, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu, se ostenesc și slujesc părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zicem: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc, prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prea sfințiții episcovicari, Varlam Ploieșteanul, Ieronim Sinaitul și Timotei Prahoveanul, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Clement, Arhimandritul Ciprian, Arhimandritul Andrei, Protosinghelul Ioachim, Protosinghelul Lucian, Protosinghelul Filaret, Protosinghelul Corneliu, Protosinghelul Silvestru, Protosinghelul Adrian, Preotul Ioan, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Mihail, Arhidiaconul Constantin, Arhidiaconul Ciprian Silviu, Arhidiaconul Ștefan, Ierodiaconul Serghie,
diaconul Răzvan Mihai, diaconul Adrian, diaconul Alexandru, diaconul Mihai, diaconul Daniel, Stavroforele Hristofora și Gabriela, monahiile Eliconida, Elisabeta, Iustina, Ecaterina, Magdalena, Adriana, Sofia și Veronica, Rasoforele Fanuria, Macaria, Varsanufia, Casiana și Epifania, și robii lui Dumnezeu, Mihai, Remus, Daniel, Costin, Gabriel, Alexandru, Daniel și Nicolae George, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostive, Stăpâne, milostiv din nou în față de păcatele noastre, cine miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cerenștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților împărați și întocmai cu apostolii cinstiți Constantin și mama sa Elena, și ale preacuviosului părintelui nostru Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli și făcătorul de minuni, ale Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul, ale Sfântului Apostol Natanael și ale Sfintelor Femei Mironosițe, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi. Bine primită fă rugăciunea noastră! Amin! Dăruiește iertare greșelilor noastre! Amin! Acoperă-ne cu acoperământul aripilor tale! Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni. Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, toată lumea a luminat și a chemat făptura Ta pentru tot puternice, Doamne, slavă Ție! Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui! Paștile cele sfințite, astăzi nouă s-au arătat, Paștile cele nouă și sfinte, Paștile cele de taină,
Paștile cele prea cinstite, Paștile Hristos Izbăvitorul, Paștile cele fără prihană, Paștile cele mari, Paștile credincioșilor, Paștile care au deschis nouă ușile Raiului, Paștile cele ce sfințesc pre toți credincioșii. Se stinge focul să se stingă precum se topește ceara de fața focului. Veniți de la vedere, femei binevestitoare, și zice Sionului, primește de la noi bunele vestiri de bucurie ale învierii lui Hristos. Veselește-te, sântează, și te bucură, Ierusalime, pe Împăratul Hristos, văzându-l din mormânt ca pe urmile ieșit. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească. Mironosițele femei forte de dimineață stând, înaintea mormântului Dătătorului de viață, aflat au îngeri pe piatră șezând și acela grăind către dânsele, așa zis, ce căutați pe cel viu cu cei morți? Ce plângeți? Căciune, mergând propovăduiți ucenicilor lui. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsă. Pașile cele frumoase, pașile Domnului, pașile, pașile cele prea cinstite, nouă ne-au răsărit, pașile cu bucurie, unul pe altul să ne îmbrățișăm. O, pașile, izbăvirea de întristare, că astăzi din mormânt, ca dintr-o cămară strălucind Hristos, pe femei de bucurie le-au umplut zicând, propovăduiți apostolilor. Slavă!
să ne luminăm cu prăznuirea și unul preacul să Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și veci vecilor. Amin. Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre,
Stăpâne, iartă fărăgile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Ai născut pe Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai însăturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie
să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânt prin viața dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților împărați și întocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Elena, și ale preacuviosului părintelui nostru Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli și făcătorul de minuni, ale Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul, ale Sfântului Apostol Natanael și ale Sfintelor Femei Mironosițe, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeișilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Se spune că haina îl face pe om, dar la Atelier Merci, haina îl ajută pe om să fie mai bun. Atunci când îmbrăcăm o creație cu eticheta "Port cu mine o faptă bună", știm sigur că undeva, într-un sat izolat din România, un copil va primi șansa unui viitor mai bun. Dacă noi purtăm o faptă bună, un copil va purta un zâmbet. Asta se întâmplă la Atelier Merci, croitoria de fapte bune pe care o vom descoperi împreună astăzi. În București, trei fete inimoase cos sute de motive de bucurie într-un atelier social de croitorie care susține cazuri sociale și medicale ale copiilor din România. Practic, porți o bluză, dar știi că mai departe fie ai ajutat la continuarea studiilor unui copil de la sat sau fie ai oferit tratament stomatologic unui copil de la sat sau unui copil cu afecțiuni oncologice, bluza aia mai departe are și o altă însemnătate. Și de ce să nu te simți bine în loc să scrie nu știu ce brand? Să fii mândru că ai făcut o faptă bună. Alina Țiplea este cea care în 2012 și-a spus: de azi sunt un om mai bun. Și a trecut la fapte. A creat asociația Merci Charity Boutique și a deschis primul concept store caritabil din România.
Astfel a dezvoltat proiecte pentru copii cu afecțiuni oncologice și copii din medii defavorizate. Când am început să facem și atelierul social și magazinul caritabil, l-am început pentru că, ca orice fată, aveam o sumedenie de obiecte pe care nu le mai foloseam, dar în același timp le aveam, deși puteam să trăiesc foarte bine fără ele. Și după ce am făcut mersiu, am început să relaționez cu cazurile, să le cunosc, să intru mai mult în problemă. A dispărut așa un pic din superficie. Nu știu dacă eram foarte superficială, nu cred că eram, că n-aș fi avut să fac asta, dar oricum am mai pus cu picioarele pe pământ și acum obiectele nu mai au așa mare valoare. Au valoare în măsura în care ele, la rândul lor, fac ceva mai departe. 3 ani mai târziu, în 2015, s-a lansat Moda Faptelor Bune, când a deschis Croitoria de Fapte Bune, Atelier Mersi. Aici avem colecția de fapte bune. Da, da. Cuvântul colecție mă sperie. Da, colecția de fapte bune. Hai să ultima chestie din atelier, un pic șifonată, pentru că a fost în valiză, este un autoportret. E tot. Noi lucrăm cu material, încercăm să fie cât mai bumbac 100%, dacă nu cu foarte puține la stan. Stofa, materiale cât mai naturale. Și brandul. Și brandul, da. Bun. Fiecare produs are brandul de port cu mine. Da. Astea sunt niște